Bună dimineața, dragii mei! Miercuri, aglomerație mare în platou și e fire să fie așa. Aglomerație mare și prin prisma temperaturilor afară, adică de cât avem să vedem așa ca să nu ne dăm cu părere, erau de dimineață decât 5 grade, o maximă de 5 grade, adică răcoare bună, chiar mon cher, și se simte răcoare afară, cel puțin. Se pare că va fi la fel pe parcursul zilei, pentru că va crește undeva până pe la 11 maxima, minima, în schimb, pe timp de noapte va rămâne undeva va ajunge pe la 2 grade. Din fericire, tot ce v-am spus de grade de temperaturi sunt cu plus. Răcoare și în celelalte zile, se pare că temperaturile nu vor reuși să treacă ceva de 11-12 grade. În săptămâna următoare, când vorbim de cele diurne, la fel și cele nocturne, undeva în jur de 3-4 grade. Adică a venit toamna, a venit și a venit. Se simte foarte bine, spuneam că aglomerație în platou, deoarece fiindcă astăzi, miercuri, de 5 octombrie, avem invitații pentru că zi de miercuri. Bună dimineața, Mihai, bună dimineața, maestre, bine ați venit, v-ați făcut timp, cafele, sigur că ce să mai, adică a început bine dimineața. Să înțeleg că ați făcut o ofrandă, ați adus o ofrandă maestrului, o cafea, măcar să nu văd o cafea de la prietenul lui. Unde bună dimineața, unii se vând pentru o cafea, două, în fiecare dimineață două cafele, o 300 de zile. Maestre, nu-i... Dar nu-i de la, degeaba aruncați. Nu-i de la, deci ai început cu săgețile otrăvite de dimineață, dar nu-i de la. Vine cu chestiile astea disimulate, acolo mi-e și frică, nu fie microfoane, camere mici, să nu fie vreo cianură pe acolo, vine, nici nu mă uit așa cum ați spune. Două minute am întârziat. Două minute, pregătirea. Două secole în mintea unora. Să nu înțelegi, cu timpul dilată. Asta e una din valorile timpului. Dilatare, comprimare. Aici la tine s-o dilata două minute, sunt 2 ani. Da? Mihai, am avut intenția de dimineață, o să întreb colegii ca să dau eu o cafea de dimineață. Da. Bă, dar a început să iau pe degete. După aia am spus, bă, decât Mihai probabil că vine cu cafeaua lui și nu o să bea cafeaua pe care vreau să o dau eu. După aia, meșterul o să zică, băi, frate, nu, mă lași, iar microfoane, otrăvuri, cianuri. Mă faci, la urmă, cianuri, alea. Dar și o cafea proastă, adică zoaie, mai bine nu beau, mi-o fac singur, știi? Faci zoaia ta. Și sunt și liniștit, nu zoaia mea, că eu mă fac ca la carte. Sunt și liniștit, că nu umblă nimeni cu degețelul, cu... Da, de unde? Din alea din ghiul, știi? Nu dă cu caimane, da, rafuri din ghiul. Ai văzut prea multe filme. Da, da. Ai văzut prea multe, nu? Cu ghiul, cu... Da, cu caimacul. Nu caimac bun la cafea, nu? Cu ce? Dacă nu vă supărați, n-am curajul ăsta. Știu că e o tehnică. Adică e o tehnică specială. Se folosește un ingredient și se... Da, se ia caimac și se toarnă caimac. Deci asta vreau să vă duceți la filmele XXXXX Parafix și să discutați despre caimacul... Ce înseamnă filmul XXX, nu știu. Adică cu elul la sfârșit, știi? Filmii din astea. Lungi. Dar alea cu XXX cu el la sfârșit, alea sunt haine, nu sunt filme. Da, da, și filmele sunt dilatate după miezul nopții. Da, da, ales numai cu XXX probabil, dar nu cu el la urmă. Cu el la urmă sunt haine. A, și cu mărimi de haine. Bun, așa, dar deci filme XXXXXX. Probabil. După miezul nopții. Păi cine știe, știe, adică după miezul nopții, dacă nu vă spuneți. Eu tot nu știu, eu noaptea și eu dorm. Faceți cum îi voi în cafea, noaptea târziu, dacă vreți vă fi. Știu pe alții, știu pe alții care n-au somn. Știu pe alții care n-au somn și păcați în miezul nopții. Băgați cu paiul așa până vă simțiți ca niște împărați. Ca niște șeici arabi, așa. Dar noi nu ne simțim, noi suntem chiar. Sunteți șeici arabi, aveți și multe neveste. Și vorbesc pentru mine, mine. Aveți. Și mi-o asum acum, de ce să... Despre prima cafea poate a zis vorberele, maestru, dar despre a doua, care e neatinsă, maestru, nici din asta nu doriți guriță? Mulțumesc, nu, vă rog frumos. A doua parcă e menadă, de pe vremea copilăriei mele. Aia e culoare de cafea, aia e chimie. E chimie. Are ce cu... Aia e cu lapte? Păi trebuie unul, deci se numește cafeluță. Maestru nu bea cafeluță, maestru bea cafeaua într-un borcan de 800. Să mă rog, într-o cară care seamănă cu borcan de 800 de grame. Neagră ca iadul, da? Da. Fără zahăr, fără nimic, fără... Cu ușul călduț, nu prea rece, nici prea fierbinte. Și cu aroma aia sănătoasă, de casă pustie. De moca. De casă pustie. De casă pustie, știi? Știi cum miroase o casă părăsită? Nu. Așa miroase cafea autentică. Nu știam. O casă părăsită. Deci ca să-mi asum și vocația mea de din când în când poet cu păduri cu trei eram, știi? Și casă părăsită. Și dădeam niște case părăsite. Da. Treaba casă părăsită, interesant. Da. Nu? Da.
Da. Pe lângă metaforă, n-ai și o viziune așa. Ca să părăsit, eu știam că cea mai bună cafea, cea mai extraordinară, cea mai dintre cafelele cafelelor, Dumnezeu cafelelor, ca să zic așa, e o cafea făcută din excremente de nu știu ce veveriță. Îți spun eu, ai dreptate, dar știi ceva de excremente, dar nu știi totul. De care? Deci cafeaua care tranzitează organismul acelui individ. Deci ea e o cafea pe care o mănâncă acel individ înghite, nu o digeră, când nu digeră, cafeaua e verde ca prun, știu eu așa. Și după ce e eliminată de acel individ, se ia cu totul. Și abia despre aia vorbești, nu doar excremente. Deci cafeaua care a tranzitat intestinele acestui... unei maimuți. Unei maimuțe, da. Păi deci... Da, deci da. Foarte scumpă. Da. Una cele mai scumpe cafea. E 3.000 de euro, m-am interesat eu. În China e 3.000 de euro cafeaua. În China e povestea asta? În China e povestea asta? În zona asta. Și dacă mai iei și niște șapte... Iei în loc de vin de streșnică, cum ai tu, porba, mai ai? La ipotești? Mai ai făcut anul ăsta? Nu, m-am lăsat. Ei, în loc de vin de streșnic, asta vreau să spun, se duc în vitrină și aleg, mi-l dai pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, șerpii. Și îi secționează, întoarce cu fundul în sus și îl mușcă și beau. Apropo, dacă tot ați vorbit de spume, sânge proaspăt de șarpe cu spume. Da, oamenii ăștia, eu te suspectez, n-ai băut de aia, din altă zi? Nu, domnule, citesc, asta este... Nu, eu din când în când citesc. La aciditate, așa, nu? Niciodată? Nu. Eu din când în când mai citesc, hai că știi... Da, eu fac chestia asta pentru virilitate, pentru tonifierea organismului, păi, pentru... Eu am spus că alternativă... Sistemul aldisiac. Numai că, Dumnezeu să mă ierte, la cum se mulțesc cu oamenii și cum... Parcă ar trebui să o lase mai moale un pic, nu? Să mai moale și să mai inventa Viagra, dacă tot vreți așa ceva. Nu, dar nu e neapărat China. China are 1.800.000.000 acum, necontabilizați. Dar e tot sub de la Asia Centrală până în... Da, Thailanda asta care a fost și la noi, Thailanda, că spunea ieri la târg, duminică la târg, cu toate că în Thailanda au fost 40 de milioane de turiști într-un singur an. Da, na. Noi acum am spus că Bucovina nu poate să fie Thailanda dintr-un motiv fundamental, că e ortodoxă, e creștină, e conservatoare și mai ales că nu știu cum să faci turism sexual în Bucovina, știi? Că din cele 40-50 de milioane de turiști oficial înregistrați, mai sunt și vreo 50 neoficial, care în 9 situații din 10 se duc în Thailanda să facă turism sexual, știi? Și ca să faci comparația cu Bucovina... Observ că maestru i-atins de fenomenul ăsta dimineață, cine știe? E a treia oară când pomenește, odată de filmele XXX, odată vorbește de carte, mai citiți-vă, lăsați lumea asta snobilor, infatuați și plin de mofturi și de fițe. Poți să-ți iau cafea? Da, dar interesant ce lecturi are maestru în timpul liber. Da, asta spuneam. Adică când are, eu pe mine mă minunez când are timp să mă asimileze. Sunt lucruri cunoscute și de copilaj deja. Cum voi, adulți responsabili, formatori de opinii, părerologi, în spațiu virtual, Carpatul Dambeanu Pontic, nu știați lucrul ăsta? Dar nu știam, uite, să avem... Am o lipsă. Eu recunosc. Doamne, să vă asumați lipsa aceasta. Dar mi-am asumat-o. Mi-am asumat-o. Mai grijă să nu dai copita cu piciorul, să nu dai în stau cu piciorul tău, cu copita. Stau aici și la... Maestre, zine cum e cu turismul sexual. Nu știu, domnule, eu nu știu că am fost în Thailanda, că eu am frică de avion. Eu îmi notez. Dorel ar fi mers în Thailanda, că el e un iubitor de insule și de căldură, dar nu poate cu avionul, știi? Nu, deci nu m-aș fi dus. Nu m-aș fi dus, nici măcar așa, nu m-aș fi dus. Nu m-aș fi dus pentru că nu. E frică de șer, de avion. Și eu la fel. Nu de turismul în sine, adică așa, dar turismul cu avionul, mi-e frică de avion. Adică, o căutate pe hartă, rute. Nu că dacă stai să te gândești, de aia fug eu de povestea asta, pentru că și în avion se spune că există niște nu știu ce fel de apucături și așa mai departe. Așa, știi, de care pot să... Și ăștia nu au făcut încă poduri până acolo din Europa. Are să facă, frate, asta e viața. Peste Atlanticuri, nu au făcut ăștia poduri. Eu aștept să-l facă la Bering sus, acolo, ca să pot să trec. Ca să pot să iei pe Alaska, te papă urși. Asta e viața, ce se face. Dacă nimerești în sezonul de... Poate fac, poate să facă unul de așa ceva de genul... Trebuie să recunosc. Sunt un ignorant la capitolul ăsta, nu știu, nici recunosc cu Alaska, nici cu turistul sexual. Deci e o dovadă de demnitate, Mihai, că recunoști. E o dovadă de bărbăție, asta nu înseamnă, nu este nicio slăbiciune. Deci cine spune că... Deci trebuie să te descurci în Thailanda, că Chișinău e atât de aproape. Dar nu, la Chișinău accentul e blond.
nu contează. Deci, na, și în Thailanda să merge Dumnezeu. Hai să lăsăm că dacă toate provocat, vă rog, mai să zic și nou. Că sunt eu și întâlnirea aici, nu, poate ajunge cu mașina. La Republică, uite, acum au fost prietenii mei în front la Cornulunci, la Orhei. Am văzut acolo cum au dansat în centrul orașului Orhei, acolo unde e capitala spirituală a virului. Da, capitala virului. Stașul front dansat în centrul orașului Orhei, da. E, cu tot poporul care a fost acolo invitat. Dar și dumneavoastră, adică sensul ăsta, nu? Mai multe limbi în Orhei. A fost și prietenul lui Băbuta? Că se spune așa, că așa cum Clujul e capitala, Iași e capitala culturală a Moldovei, Orhei e capitala vinului și a obiceiurile din Moldova. Pentru asta a fost Orhei. Și Chișinău e capitala administrativă. Deci, pentru asta a fost luat la Orhei ca să vadă cum nu, e capitala vinului? Nu, s-au înfrățit cu comuna Suslen. O încercat un Haroșe Campot? Nu știu ce e la Haroșe Campot. Eu știu că e Suslen, e o comună de pe lângă Orhei, pe acolo. Haroșe Campot înseamnă... Un compot bun. Nu, un compot bun, în traducere liberă, așa. Adică anumite lucruri știi mai... O vodcă corespunzătoare. O vodcă de 70 de gani. Corespunzătoare. Nu, cu vinul, coniac de 44 de ani am vorbit. Da. Nu. Coniac bătrân cu barba. Băi, să înțeleg că domnul Fron a fost acolo și a degustat și ceva a ajuns la dumneavoastră, maestre, în rezerva dumneavoastră specială. Nu, că n-am auzit, că n-am avut privilegiu să dau ochi și chiar super. Și așa colegial să spuneți, băi, hai să dau o picătură măcar. În sufletul meu o tranșee s-a deschis. Sufăr din cauza asta. Mi-am dus departe, nu? S-a binecuvântat, cu no, Haroșe Campot. Eu sunt convins că anul viitor, direct acolo mă duc și eu să fac reportaj. Acolo mă duc să fac reportaj, să văd cum dansează în un suslen. Dar nu, putem propune altceva, nu un reportaj. Putem să mânem maestre măcar o săptămână, două, o lună, să fiți reporter direct în... Cum îmi place să spună, reporter de front, că așa să spună, știi? Nu v-ați gândit și n-ai ce să faci mai mult de două zile, Mihai, eu înțeleg. Cum n-ai ce să faci? Păi două zile faci reportaj și patru zile faci și degustări. Nu am cum, nu pot. De ce? Dar fără una cu două liberi, una cu două liberi. Trecut au anii, că nouă lungi pe șăsuri, așa spune bădia. Dar mie mi-a plăcut ce a spus bădia. Și degustările, și blondele, adică spuneai că... Trebuie documentare foarte serioasă dacă vrei să-ți iasă o știri bună. Din punctul meu de vedere, eu dacă aș fi jurnalist, aș cere măcar o săptămână. Reportajul e știri. Știrea e volatilă, reportajul rezistă decenilor, mileniilor. Da, o știre, știrea e volatilă. După 24 de ore perisată, o arunci la gunoi, Mihai. Știrea e un țipăt, Mihai. Eu nu vreau țipete. Eu vreau simfonii, mă băiatule. Eu vreau simfonii. Simfonia trebuie să... Nu, te mă enervează el cu știri din astea insipide, incolore, inodore, cine ce cum unde. Dom'le, eu vreau simfonii, vreau magistrale. Îi place, nu? Că îi place cu simfonii de toamnă. De când cu Ayatollah cu a făcut simfonii de toamnă, maestru degustă la alt nivel. Când era Ayatollah de 44 de ani, deci te gândești, bă, ce naiba 44 de ani? Și-a murit ăla care l-a produs. Care a gândit, sigur. Care l-a produs, sigur. Care l-a produs acolo, ăla e mort. Și lasă, nu mai invocat de avea. Vin românii și începe 44 de ani. Când stătea mucosul ăsta de Ayatollah cu fundulețul lui pe bazin acolo în spate la policlinică, că așa se cheamă, așa, o fântână arteziană care se cheamă bazin, unde se adunau toți vecini, așa, eu ascultam de ori cânte cu simfoniile tale. El a descoperit simfoniile pentru că a descoperit masonii. Eu pus să fac chestiile astea, știi? Și lui și lui Mocanu și ăsta alt, știi? Ca să corupă, să duc opinia publică mai stilat, mai inteligent, mai snoabă, dar mai ultra-snoabă. Dacă aș face un concert de manele în Suceava, de ce aș fi acuzat? Nu, ai fi acuzat că ai început să corupi masa aia. Tot la ordinul masa aia. Fiu colorat. Care are centru de greutate. Știi că negrii au centru de greutate. Au spus ăștia că nu o să-i mai batem niciodată la niciun sport în viitor apropiat. Pentru că au centri de greutate. Mai jos decât de la mine. Mai deplasat spre cer. Cu câțiva centimetri. Depinde față de rasa albă. Și niciodată nu o să-i batem, așa că tu vei avea un patrimoniu cultural, etnic, folcloric și sănătos, vibrant și foarte corpulent, adică eu financiar vorbesc. Dar nimeni nu scoate la simfonie. Cu oamenii care mai cotizează așa din cărmânciune, nu mai sticlănești cu metafore și cu iluzii. Un Florin Salam la Suceava. Alta abordare. Subtitlul Sânfonii de Toamnă.
Nu chiar așa, că nu? Știm... Sunt fănit tomnatâță? Puneți pareu cu mine. Salam? Puneți salam pareu cu mine care rage? Ăla care plânge? Parcarea de la Julius Mall cu povestea asta? A, cu siguranță. Deci, da, nu, dar să punem pareu. E o certitudine, clar. Deci, nu ca parcarea... Eu cred că dacă o face în lunga Sucevei și mai face și mai aduce din Veneția, din aia gondole și o face și din aia și cu vâsle, cred că... Nu, dacă aduce pe Traian, dacă nu aduce pe Traian și face fonduri peste... 2 km la deal, 2 km la vale și, bineînțeles, cred că s-ar vinde 15 tiruri de semințe, știi? Semințe plus mici plus... Nu mai mănânci mici dacă ai bere și semințe. Am zis, nu uitați, vă rog. Domnule, fantastic. De fiecare dată, eu eram fascinat când erau târgurile alea în centru Sucevei, dacă mai țineți minte, mirosul ăla, prea frumos ăla miros de hamsie. Nu, hamsie miroase bine. Uleiul ăla rânge, așa se prăjit în uleiul ăla de pe litoral, adică în uleiul ăla care a stat 6 luni în butoaie și tot a fost mereu împrospătat și iar ars, și iar împrospătat, și iar ars de mii de ori. Eu sunt mâncător de hamsie, vorbesc și am stat în Constanța, dar niciodată nu se prăjea hamsia în uleiul care s-a prăjit altceva. Se prăjeau hamsie? Nu, dar hamsia se prăjește în uleiul în care s-a prăjit încă 100 de feluri de hamsie. Adică nu altceva. De acolo aromele, care se combină. Adică acolo unde s-a ars proteină, sânge, solzi, mațe, tot ceva. Da, da, da. Hamsiile sunt un produs bun. Un produs foarte sănătos. Vine snobul din Bucovina. Vine snobul din Bucovina mândru și curat, mândru în primul rând. Mă și întreb cum a putut Bucovina să te adopte în halul ăsta, maestru? Dar pe mine? Da. Pentru că eram prea mic, bre. Deci Bucovina pe mine... Deci, auzi? Bucovina când l-a adoptat, din tânăr, n-a știut ce face. Măi, domnul... Că avea o... Deci, de alea, știi? Măi, etnie... Și s-a trezit dintr-o dată, cu Ioan Manole. Măi, etnie... Ce-a făcut Ioan Manole când a încălzit așa? Măi, etnie conlocuitoare, ce ești tu aici, așa? Ești român, alo. Eu sunt român. Da, din național. Dar sunt un poliglot. Eu sunt în comparație cu alții sunt un poliglot. Exact. Și vorbești și limba ucraineană. Vorbești și limba ucraineană și limba franceză, așa. Pe mine nu m-a adoptat. Pe mine m-a înfiat. Ce a făcut? M-a înfiat. Chiar am sepiti. Asta e. N-a știut. Se întâmplă. Guliciuc-i nume... Guliciuc-i nume de la Decebal, la Burebista, Valah. Vine de la Craci. Nu e adevărat. No. Nu e adevărat. Ucrainean? Cum? E neucrainean? Nu, vine de la Traci, măi, Mihai, măi. Vine de la Tracogeți. De la geții care au fost înaintea Tracilor. Și Traci care au fost înaintea Dar uite aici, la UC. La UC ziceți, așa, ok. Iuc, spun. Ce ceva de genul, bă, dacă e cu terminația Iuc, e mersul ucrainean și așa mai departe. Păi uite, îți dau, și nu-i vorba de prietenul, de colegul nostru, de Vali Chidoveț, de primarul de la Drâmbănești, Dan Chidoveț. Unde e terminația? Și ucrainean? Nu, vorbește ca și mine, aceeași limbă. Aceeași limbă, da, bun, da... De-aia spuneam că suntem poligloți. Unde e legătura? Nu vorbești ca știi, tu vorbești la Bucovina TV, el vorbește în administrația. Alo, aceea, suntem vorbim, poligloți în sensul ăsta, adică vorbești și limba ucraineană, cum vorbește și el limba ucraineană. Eu am văzut mai mult valoarea figurativă a problemei, pe care tu n-ai sezizat-o, probabil prea dimineață, să fii atent la nuanțe, știi? Băi, de ce să mai vorbim figurativ, nuanțe, dimineață, XXX-uri, țipăte, simfonii, asta China... Asta e frumusețea Bucovinei. Thailand, da, băiatule, blondele din Moldova... E așa o încrengătură și un zon și cu degustările lui bahnice. Cât etnii trăiesc în frăție armonioasă, aproape divină. Aproape în șele mai multe. O santă. Șele mai multe. Șele... Cele mai multe, asta e o hiclenie de atac, nu știi. Știi cum? De asta ce vreau să spun. Am ars-o cu Thailanda, am ars-o cu Hamsiri. Cum am ajuns la, nu? Să dăm pe Ucraina, un pic așa, ca să-l executăm. Nu, dacă mi-l las pe Ucraina, mă duc, las la Valera, plec, pentru că limba mea... Îl vezi? Îl vezi? Îl vezi cum zice? Cu singur copil. Întreabă unde stă sălășuit cel prietenul, am vrut să spun mentorul, prietenului de suflet, de inimă, prietenul, de o viață, unde se lăsuiește și unde se fac cele mai tare ape din pe planeta asta. Asta vreau să spun și eu. E la cuvântul dinainte. Eu accept să discutăm despre ucrainean și ucraineană, dar să-mi vie alături Dumitru Morhan. Dacă vine Dumitru Morhan în dreapta mea și el e translator și în același timp paznicul umorului de peșteră, eu în momentul ăla mă simt și eu mai sigur pe mine. Dar Morhan deocamdată e într-un exil, binecuvântat sau nu, cine știe, dar într-un exil dureros. Autoimpus. Să știi că e cumplit
da, departe de țara ta natală, să trăiești în, da, în știu eu, da, el de ce constrâns de toate... Omul este obișnuit, pentru că el vine, are un trecut vaporean, el cu Olei, da, și cu Băse, cumva știi, au un trecut comun, așa, știi? Nu e amestecat. Cum sunt, că... dar vaporean, am spus. Adică vaporean e între ei. Da, ce e amestecat? Dar ei niciodată n-au uitat rădăcinile din ei. Păi de aia. Și nici patria lor. Păi de aia. El suferă acolo în exil. Nu știi ce înseamnă la, să, fii, la... să trăiești într-o, ca un exilat într-o țară departe de patria ta. Fron a plecat la unde a plecat, cum se cheamă ăla... Aba, mai geografie. La Orhei, mă. La Orhei a plecat în, da, Bărâi, pe Moldova. A plecat în soție și de garda de corp personală. Nu știu, de n-am întrebat. Cu care are o... Nu erați în mașină cu Fron? Nu, că eu am fost aici în post, Mihai. N-am cum să fiu. Okay. El, ce vrei tu? Fron a fost, mai e ca și cum ar fi fost și maestru. Deci dacă a fost Fron, e ca și cum ar fi fost și maestru. Asta era ideea, și s-a transmis prin telefon, da, așa? Sigur că, domnule, sigur s-a transmis că... prin mai el, mai omule, mai. Deci așa s-a făcut știrea? Telepatic! Da, s-a transmis. Telepatic a transmis. Nici o minimă documentare. Nici o minimă documentare. Bă, am 6 surse. Nici o minimă degustare. Doi, n-am documentare. Nici o minimă documentare, măcar așa să... Un deontolog care ține la etică, un deontolog care ține la etică nu se uită la banalități din astea, care volatilizează pe loc. Nu se uită la ele. Închide ochii, frate. Deci închide ochii. Ce să mai... Persiflează, le duce, le aruncă la gunoi. Cine redactor șef? Trebuie de verificat. Sigur că da, noi. Cred că ați dat pe post o mare, mare greșeală. Deci o... De fapt, nu e greșeală. Nedocumentare. Manipulare. Manipulare directă, făcut în cel mai pur stil... Dacă vorbim... Eu cred că este o blasfemie. Dacă e vorba de Fron, e clar manipulare. Nu, da, e o blasfemie din partea mea, că n-am verificat decât 6 surse. Trebuia mai multe. Erau pe culori diferite sursele. Pentru un singur telefon și pentru o înțipat. Sursele... Băi, deci avem o problemă cu țipete. Dar tu ai auzit păsările toamna cum țipă, măi, Dorele? Avem o problemă cu țipetele. Ba simfonii, ba țipete, ba XXX-uri, ba de alea. Adică, băi, frate, am ajuns într-o zonă în care... Eu am fost aici invitat la matinal să facem revista presii, dacă nu vă spărați. Dacă nu vă spărați, ați fost invitat de realizator să faceți ceea ce crede realizatorul. Trebuie făcut, nu neapărat. Da, dar el așa zice că e... Nu, dar face realizatorul revista presii. Noi discutăm aici, povestim. Eu ascult. Uite, spre exemplu, ca să începem așa bine, că toată lumea povestește, toată lumea discută, toată lumea își dă cu părerea, deci și noi totuși suntem părerologi, așa cum ne spune maestru Mihai, că suntem părerologi. Nu voi. Noi toți, inclusiv dumneavoastră. Să dați drumul la mesagerii, că să vedeți dacă... Dacă am venit mesagele? Mesagerii, că-s curios. De la cine? Rugămintea mea e să le citești pe alea care n-au mai ajuns. Deci, decât... Băi, ar trebui să vină, frate. Dar nu, aia cred că e aseară cu vaccinurile. Alo. E de rău? Dacă e de rău, să o dăm pe... Nu, dar nu dau. Nu? Nu, dar dacă e scrisă cu majuscule... Mai este, dați-mi și mie un ziar. Ce nu vă spărați? Dar de ce n-aveți ziare? Păi n-am, că n-am primit. N-am primit cafea, de cu cafea. Băi, deci extraordinar, așa ceva. Mulțumesc, da. Deci, da. Dacă nu vă, deci așa ceva. Nu, asta este o brăzicie, vă rog să mă scuze. Deci, da. Mihai, te rog, da, să... Da. Nu se mai întâmplă, bă, s-a întâmplat, dar nu se mai întâmplă. Adică... S-o cu prizare, invitați vă realizați asta. Producătorul, realizatorul... Cel mai discutat. Cel mai discutat titlu e cel, adus pe piață de către Johannes, al nostru președinte, de Klaus Werner, care a zis, cu subiect și predicat, cum că nu voi desemna drept premier o persoană urmărită penal sau condamnată penal. Evident că cel mai care s-a simțit foarte tare în povestea asta s-a numit decât Livia lui Dragnea sau al lui Bombonica, era pe vremuri că nu mai este acum, între timp s-au divorțat. Și foarte supărat a zis el ceva de genul, a făcut nu știu ce referire la Constituție. Cum e cu povestea asta, mea, ca să înțelegem? E încălzirea dinainte de marea, de campanie, de... marele circ din primăvara anului viitor. Alegerile sunt în 11 decembrie. Se vorbește în momentul de față, pe data de 4 octombrie, despre pe cine am să desemneze o premier. Este o dovadă de lipsă de adevărat subiect de dezbatere. Pentru că eu nu știu ce am în desagă, dar eu deja vând pielea usuie din pădure. Iohannis știe într-adevăr că el va desemna premierul, dar ce face el în termeni mai puțin tehnici? Bagă bățul prin gard. În ce sens? Lui Iohannis i-ar conveni să existe un premier de dreapta. Știe că Tăriceanu nu va coabita cu domnia sa sub nicio formă. Știe că PNL cu ALDE nu vor putea face niciodată. PNL-ul, actuala formulă în care a fost măcelării de fostul PDL, îmi cer scuze, poate în condițiile în care ALDE va ajunge în Parlament.
s-ar putea să ai o surpriză, s-ar putea să nu ai o surpriză. Dacă luăm în calcul sondajele de calibrare realizate în ultima perioadă, ALDE va intra în Parlament și va avea un scor destul de interesant. Dacă luăm în considerare... Fără sondajul de ieri. Fără sondajul de ieri. Care e la 5,2. Da, dar sondajul de ieri la 5,6. Numai să lăsăm să termine, Mihai, și după aia. Uite după aia, până îmi dai cuvântul. Notează-ți, te rog, ai pix acolo și hârtie. Da, dar n-am sport. Mihai, te rog. Dar revenind la subiect, e prima tur să-ți dai cu părerea despre ca așa ceva. Da, ce dacă ideea? Să puteți să vă notați, deci vă ofer un spate, scrie-te rog, ca să pot să uiți. Dar nu poți să... Ai uitat că sunt, am venit aici, am făcut un sacrificiu, sunt împachetat în analgezic, cum scup spatele tău? Da, blasfemie! Te rog, mi-ai cap uiți. E un sacrilegiu! Cocoșatul la Notre Dame... Ăla are conștiințe multe, dar și el are conștiințe multe, dar mai ales acum ignoră un fapt... Deviem de la subiect, am ajuns deja la Pardaian, mâine ajungem la D'Artagnan, la ce vrei, dar mai poate rămânem în zona... Puțină cultură, Alde, să nu fii un ignorant. Și de unde vrei cultură la ipotești? Deci, nu la ipotești, poți să ai cultură și să la șobolan. Mihai, nu contează, că alții... Ai văzut cum au ajuns senatori cu un vermurel în spate? Și au ajuns senatorii Neamului și cu drujba după păduri. Las, că am văzut și la Botoșani, te ești ajuns. Nu, tot pe la Havrna. Ce, la Botoșani? Ce, nu, dar ce au ajuns senatori? Nu, deputați. Cine de la Havrna deputat? De, din Botoșani tot acolo. Da, nu contează, că Havrna face parte din trunchiul sacru al vermudilor, domnule. Mihai, de ca să continuăm, dacă te rog, da? No. Deci problema... nu uita Dorohoi să veni, Evu Mediu, da? Dar aban Dorohoi să veni, voilà, bermudele acolo. Bola. Așa se explică. Într-o anumită perspectivă ce face Iohannis, acum îi încălzește și îi enervează pe băieții din PSD. Cei din PSD au o mare problemă. Ca și cum cei de la PNL n-ar avea o foarte mare problemă. Ce se întâmplă? Vasile Blaga a fost, este în momentul de față acuzat de o serie de fapte penale, da? Domnule Sancă n-a fost dovedit că este vinovat sau nu e vinovat, dar una peste alta domnul Blaga și-a dat demisia, a plecat. Ideea că în PSD se aștepta la același gen de reacție, se aștepta. Acum nu e și obligatoriu să se întâmple. Președintele a așteptat același gen de reacție în momentul în care instanța a hotărât că domnul Dragnea este infractor și trebuie să primească o pedeapsă de 2 ani cu suspendare. Dar domnul Dragnea este infractor, ca să înțelegem foarte clar. Clar. Dovedit. Fără regulă nu mai contează. Domnul Blaga, totuși, domnul Dragnea a continuat să fie președintele PSD și țineți minte că din momentul în care Zgonea a zis președintele Camerei Deputaților că vreau așa, ea tot a fost... pus sub preș, Batista pe țambal, continuăm împreună. Nu vrei să te gândești la o decapitare a unui partid, deci nu te gândi la decapitarea unui partid dacă pleacă Liviu Dragnea. PSD oricând are oameni capabili și e un partid, e un colos, nu e, e un continent, vorba maestrului la un moment dat. Nu fura sintagma, pentru că... A spus sursa. Eu am reacționat mai târziu. Nu, da, a spus sursa, deci nu reacționa mai târziu. Deci a spus sursa. Deloc mă duceam la notar, deci, a spus sursa. Maestru nu mă suspectează de corectitudine niciodată. De principiu ăla că hoțul crede că tot fură, nici maestru nu mă suspectează de corectitudine. Nu, mai zice mai departe cu hoțul și cu fură. Deci principiu că putorile sunt putori întotdeauna și e mult mai facil să iei razul decât să gândești tu. Mihai vrea să te încălzească pentru că eu vreau să spun aceeași problemă privită din celălalt, sunt dintr-un alt unghi. Cum e povestea cu Iohannis și cu vrea sau nu vrea să-l pună pe ăsta? Eu admir, știu eu, franchețea lui Mihai când a vorbit mai mult de e o artă, știi, să deturnezi subiectul, să când vorbim de Dragnea și Iohannis, să ne ducem frumos la Vasile Blaga. Să vorbim 80% despre Vasile Blaga, dar e legătură directă. Nu, i-a zis foarte clar. Băi, la noi în PNL, nu. La noi în PNL trebuie să corecte, să curate. Eu n-am dar să spun niciodată un premier. Asta este mai mult decât știută și declarația lui Iohannis l-a înfuriat pe Dragnea, pentru că i-a tăiat orice vis. Și mai degrabă pe Ponta l-a înfuriat decât pe... Un Ponta, din păcate, Ponta pentru mine este un rezidu politic. Pentru mine și pentru mulți alții. Pentru alții, o cantitate de vreo 30% din electoratul PSD sau nu numai PSD, este încă o alternativă sănătoasă în politica românească. Delirul lui Dragnea este delirul unui om căruia i s-a luat speranța. Să nu uităm că domnul Dragnea este, tu ai spus infractorul Dragnea, da, este infractorul Dragnea, este condamnat cu suspendare. În
nicio situație din lume condamnarea cu suspendare nu înseamnă că fapta n-a fost săvârșită sau a fost săvârșită altfel. Să nu cont doar de personalitatea domniei sale. Din punctul de vedere al timpului istoric, să nu uităm că domnul Dragnea mai are încă două dosare, cel puțin până în acest moment, pe rol. Dacă aceste două dosare, știm cum e jurisprudența în România, o condamnare cu suspendare bătută în cuie, a doua pedeapsă înseamnă, nu mă refer la timpul de probă, 3 luni sau 3 ani. Dar trebuia să aibă Dragnea în al doilea dosar al său, deci trebuia să-i sentință, dar sentință. Oricum nu era definitivă. Ba da. Aia de ieri era definitivă. Cea de ieri urma să fie definitivă. O altă sentință, deci el e foarte sensibil și foarte nevoie. O altă sentință pentru Dragnea, de vinovăție, o altă sentință în care să fie condamnat, nu înseamnă decât executare. Executare. Este limpede, da? E firesc ca oamenii aceștia să-și piardă controlul și să delireze în acest moment, mai ales pentru faptul că trufia asta a lor vine și din oglinda sondajelor. Este absolut halucinant, psihiatric, aș spune, fără să am minima rezervă și minima remușcare când spun lucrul ăsta, că în România ticăloșia a devenit o virtute care trebuie legalizată pe asemenea în alte paliere. Adică să vii să spui Iohannis, care evident s-a trezit dintr-un somn lung și dintr-o tăcere extrem de caustică și de dureroasă, să vii să spui că, băi, să ne lași pe noi în pace cu normele morale, cu normele democratice, cu pușcăriile. Pentru că noi suntem votați de popor. Poporul, dacă vrea criminali, votează. Asta e voința lui. Poporul, dacă vrea hoți, bandiți, excroci, delapidatori, farisei, noi venim pentru că suntem vox populi, vox dei. S-a demonstrat de N ori în istorie că vocea poporului în acest, să știu eu, argument legal care este votul public, majoritatea decide, nu înseamnă întotdeauna calea cea bună pentru un neam, pentru o istorie, pentru un popor. Cum deci, e de explicat, maestre? Pentru că PSD-ul are frunte pe ăsta, pe Dragnea, care e infractor, vine din și fapt, totuși e votat. Au destui bani și au comandat 10 de studii sociologice. Și-au dat seama că în România s-a produs o mare paradox care ține de psihiatrie. Oamenii, cu cât sunt mai condamnați, cu cât sunt mai... ai văzut și sintagma? Să ne trimită, să ne... Să ne trimită sistemul, să ne așa, că noi oricum creștem în sondaje, se creează efectul de bumerang. Nu există țară în lume să-și adore călăii, bandiții, hoții, propriilor teroriști, cum este țara română. Este un experiment cum nu există nicăieri în lume, nici într-o țară de pigmei din Africa sau în altă parte. E inexplicabil pentru toți cu câtă dezinvoltură românii își votează în acest marasm de sindrom Stockholm la dimensiuni gigantice, că sindromul Stockholm la urma urmei a fost pe un segment foarte, foarte mic, cu o bancă și cu niște teroriști, la un nivel de țară. Deci un experiment suprarealist care ține de cohorte întregi de psihiatri. Și știu foarte bine ce spun lucrul ăsta. Ei se bazează pe faptul că oricâte întâmplări, și am mai vorbit, oricâte rețineri vor mai fi, oricâte comandamente juridice își vor face treaba cu cei care evident au furat, oricâte din astea se vor întâmpla, ei știu un lucru. Nu vor mai scădea în sondaje, ci din contră vor crește. E o chestiune care nu știu dacă are legătură cu o lume normală la care noi aspirăm. Și de aici vine obrăznicia, de aici vine trufia, de aici vine disprețul, sarcasmul și mai ales delirul. Că Dragnea ieri, eu așa am văzut, chiar dacă a păstrat anumite limite, el era în pragul unui delirium tremens, dar probabil s-a abținut din punctul acesta de vedere. Pe partea cealaltă, nici PNL-ul să nu stea prea... Pe partea cealaltă vreau să vă spun eu ce se întâmplă. Pe partea cealaltă... Intervine publicitatea. Luăm publicitate, dragi mei, și ne întoarcem. Deja nu pot să lucrez altfel pe maestru, pentru că trebuie să luăm publicitate la și jumate. Publicitate, revenim.